Hei, iubitori ai muzicii electronice! Cred că mulți nu realizează cât de mult poate o singură persoană să schimbe complet o scenă muzicală. Așa că, haideți să ne scufundăm în povestea lui Horațiu Dan Dumitraș. Călătoria lui Horațiu a început în anii 90, sub influența unor giganți internaționali precum Jeff Mills, Laurent Garnier și Carl Cox. A adus vibe-urile electronice underground într-o Românie care nu era tocmai pregătită. Dar Horațiu a pregătit-o, ce să mai. Ca fondator al 4Me Double și gazda emisiunii radio Techno Vibe, prima de muzică electronică din Transilvania, Horațiu a creat spații pentru techno, house și rave în viața de noapte a Clujului. Pasiunea lui a dus la primele petreceri rave din Transilvania, inclusiv legendarul festival De La Hoia din 1997. Cu casa lui de discuri Skills Records și evenimente ca DJ's Gathering și Transylvanian Summit, a consolidat scena techno din zonă. Pentru Horațiu, techno nu e doar muzică, e coloana vertebrală a seturilor lui electrizante. Vreți să aflați mai multe? Găsiți Enciclopedia Muzicii Electronice Românești pe digitaldata.ro.